Alexandru Mihai Stan își cumpărase motocicleta de doar câteva luni și niciodată nu s-ar fi gândit că pasiunea sa îi va aduce sfârșitul. În noaptea de vineri spre sâmbătă, acesta se îndrepta spre casă și într-o zonă cu denivelări de pe bulevardul Ion Mihalache s-a dezechilibrat, a căzut și s-a lovit puternic cu capul de bordură. Anunțați de martori, polițiștii și paramedici au ajuns imediat la fața locului. Tânărul a fost transportat la spital, însă, din păcate, nu a mai putut fi salvat. Preliminare efectuate de polițiștii din cadrul biroului rutier Câmpul Lung, s-a stabilit că un bărbat de 30 de ani, din Câmpul Lung, care conducea o motocicletă pe bulevardul Ion Mihalache, de pe raza localității de domiciliu, având direcția de deplasare Pitești spre Brașov, în împrejurări ce vor fi stabilite din cercetări, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a căzut. Din păcate, în urma acestui eveniment, motociclistul a suferit răni care au fost incompatibile cu viața, acesta decedând în drum spre spital. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal conform articolului 192 din Codul Penal, anume infracțiunea de ucidere din culpă, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier s-a petrecut. Alexandru Mihai Stan avea 30 de ani, era o fire veselă, optimistă și mereu cu zâmbetul pe buze.